Olga Vasilescu este la ramp după datele INS. Cum explic excederile salariale din sănătate? În luna februarie, numărul zilelor nelucrătoare, adică 8, a fost mai mic decât în luna ianuarie, când au fost 11 zile, astfel explicându-se excederile salariale raportate de Institutul Național de Statistic INS, în domeniul sanitar, arată Ministerul Muncii. Singura excepție, sublinierea anume aceea din domeniul sanitar, când subliniere tipul salarial mediu net a secezut în sănătate, sublinierea asistent social, -2,1, comparativ cu luna precedent, se explică prin faptul ce, în luna februarie, numărul zilelor nelucrătoare, 8, a fost mai mic decât în luna ianuarie, 11. Mențion MC, în sănătate sublinierea asistent social, zilele nelucrătoare, care se acoperă prin jersey sublinierea asigurarea continuității, se peletesc cu un spor de până la 100 din salariul de bază. Astfel, în luna ianuarie au fost libere prin lege zilele de 1,2 sublinierei 24 ianuarie, cărora li se adaug 8 zile de weekend, fapt de februarie, când au fost libere doar cele 8 zile de weekend, arată Ministerul Muncii, într-un comunicat de presă remis Mediafax. Reacția Ministerului Muncii vine după ce, miercuri, Institutul Național de Statistic INS a anuncat ce, în sănătate sublinierea asistent social, că subliniere tipul salarial mediu net a secezut cu 2,1, comparativ cu luna precedent. Potrivit Ministerului Muncii, în luna ianuarie, în sănătate, s-au angajat 4.000 de cadre sanitare, iar pentru februarie se estimează o angajare de acelea sublinierei nivel. Asta înseamnă o cresubliniere trilunar de circa 1 a personalului, în special cu salarii de debutant, adică mai mici. Lovitură în plin pentru oferi. O importantă autostradă se rupe. Constructorul reacționează. Precis mece sublinierei în anii anteriori, 2016, respectiv 2017, s-a înregistrat o fluctuație similară între lunile ianuarie sublinierei februarie, în ceea ce prive subliniere de salarizarea. Din acelea sublinierei motive precum cele enunțate anterior, mai arată Ministerul Muncii. În februarie 2018, salariul mediu brut a fost de 4.128 lei, iar cel net a fost de 2.487 lei, în cresul liniere te refac de luna precedent cu 3 lei plus 0,1, iar comparativ cu februarie 2017, salariul mediu net a crescut cu 11,2, arată un comunicat transmis miercuri de Institutul Național de Statistic INS. Potrivit INS, valorile cele mai mari ale subliniere tipului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în sectorul IT, 6.134 de lei, iar cele mai mici în hoteluri sublinierei restaurante, 1.499 lei. Ulterior, Ministerul Muncii sublinierei Justiției Sociale a anuncat ce salut cre subliniere terea salariului mediu net anuncat de Institutul Național de Statistic.